Razie pe străzile Iașului. În mai puțin de 5 ore, polițiștii de la rutieră au aplicat 40 de amenzi contravenționale pentru viteză, neacordare de prioritate pietonilor, dar și pentru nepurtarea centurii de siguranță. Valoarea amenzilor date este de aproape 20.000 de lei, spun oamenii legii. Cele mai multe sancțiuni au fost date șoferilor care nu au oprit la trecerile de pietoni, dar și pentru nerespectarea limitei legale de viteză în municipiu. Astfel de razii făcute de poliția rutieră au loc frecvent pe străzile din Iași, tocmai pentru a crește gradul de siguranță pe drumurile publice și pentru a preveni accidentele rutiere.